La sfârșitul săptămânii trecute, senatorul Liviu Mazilu a fost prezent la Orșova pentru a discuta cu membrii organizației din această localitate. Investițiile în sănătate, în educație, dar și salvarea produselor românești au făcut agenda acestei întâlniri. Membrii și simpatizanții PSD Orșova au transmis un mesaj clar candidatului pentru funcția de senator în Parlamentul României, Liviu Mazilu. Aceștia își doresc ca socialdemocrații să pună capăt cât mai rapid guvernării liberale, atât de nocivă pentru toți românii. Am venit astăzi la Orșova, un municipiu care mi este foarte drag, în ideea de a face campanie electorală. Din păcate, vremea foarte ploioasă și friguroasă nu ne-a permis să facem această campanie electorală așa cum ne-am fi dorit. Am avut însă o foarte bună discuție cu activul nostru de partid, cu consilierii locali, cu organizația noastră. Am discutat despre mesajele Partidului Social Democrat, despre programul de campanie, despre ceea ce dorim să facem pentru oameni și am fost foarte încântat să văd că aici oamenii sunt bine informați, transmit mesajul Partidului Social Democrat și sperăm să avem din nou o victorie în municipiul Orșova. Eu cred că orșovenii merită și o administrație locală mai bună decât cea pe care au votat-o în urmă cu 2 luni de zile, dar ce pot să-i asigur este că Partidul Social Democrat, prin reprezentanții săi în Parlament, prin reprezentanții săi în Consiliul Județean, în principal prin domnul președinte Aladin Georgescu, vor continua să susțină Orșova, indiferent de culoarea politică a primarului, pe care nici noi nu mai cunoaștem. Înțeleg că este mai nou simpatizant al Partidului Național Liberal, dar asta este problema domnului primar. Noi vom fi în continuare alături de orșoveni, alături de toți oamenii cinstiți din această zonă și sperăm să facem din Orșova ceea ce am gândit în campania de locale, adică centrul unei zone metropolitane, pentru că altfel nu vom putea dezvolta la întreaga capacitate această zonă. Partidul Social Democrat, eu personal, toți colegii mei, suntem alături de orșoveni și așteptăm și pe dumnealor alături de noi. Măsurile aberante luate în ultimul timp de guvernul Orban au iritat cea mai mare parte din populația României, liberalii arătându-și adevărata față.